artă. Gabi, poți să-ți faci de cap. Eu între timp mă uit la tine pe cutiuță. De 3 ori în cartea recordurilor, de 4 ori campion național, de 3 ori vice-campion național în ceea ce face el cu bicicleta. Un sport mai rar în România, dar trebuie să recunoașteți că parcurile sunt pline de copii care își doresc să ajungă la un nivel. Și e foarte tare că, în primul rând, e un sport eco, nu consum nimic decât TB, ca să fac o glumă. Este un sport pentru care, dacă ai condiții într-un părculeț din orașul tău, prin bunăvoința primarului sau a donatorilor, chiar ai unde să te desfășori în costuri minime. Mă scuzi, puberu, nu știam că fugiți de mine. Să știți că asta este setup-ul redus al lui Gabi. Vine la show-uri, de-aia e și în București, vine cu treabă, dar la un show mare îl puteți găsi și pe alte elemente de tipul ăsta, construite la fața locului în mod special. Asta este caravana lui itinerantă, cu mașinuța asta și cu remorcuța asta se plimbă prin diverse locuri. Să știți că e enorm de greu ceea ce face, mă rog, orice ciclist înțelege treaba asta, mai ales că nu avem suspensii la această bicicletă, totul este din mâini, din picioare și din cauciuc. Bravo, Gabi, acum o să respirăm greu ca de obicei. Salut, bine ai venit! Salutare, salutare, ce mai faceți? Noi foarte bine, cu ce treabă la București? Special am venit pentru voi. Mulțumim. Sper că au început evenimentele, se întâmplă lucruri în viața ta. Vreau să știu cum evoluează lucrurile la tine și dacă mai ești atât de prezent online. Da, sunt prezent online mereu. Am și Insta și YouTube. Iar au început și, în sfârșit, au început și spectacolele. Din păcate nu sunt așa de multe cum au fost înainte. Iar aș vrea să salut pe primarul din Sfântul George, care nu m-a lăsat să fac un nou record mondial. Cum adică ai vrut să intri din nou în cartea recordurilor și nu... ok, dar ce ai vrut să faci? Iar am vrut să bat recordul săritul pe roata de spate. Și pur și simplu, după 2 luni de pregătire, m-au scos de pe scena principală. Ok, no. Voi vă înțelegeți acolo. Bun, spune-mi, dacă mă uit la tine pe canale, pot să învăț ceva sau numai mă uit și mă minunez și zic, bă, ce tare Gabi, adică dai și sfaturi, lecții? Da, pe YouTube-ul meu e, din păcate sau nu știu pentru oameni de aici, dar e pe limba maghiară. Am și niște filmulețe unde explic trucurile cu care poți să încerci sau poți să începi acest sport. Eu înțeleg. N-am nicio problemă, văd, dacă nu mă prind. Mulțumim tare mult, pe Gabi îl găsiți ușor online, mai ales dacă aveți copii adolescenți care își doresc să facă treaba asta. Eu zic să vadă și face și omul ăsta, pentru că el de viață cu asta se ocupă. Legătura înapoi în platou, după ce vedem recomandările pentru weekend, un fel de agendă de weekend.